Scriind bisericii din Tesalonic, Apostolul Pavel spunea că își aduce aminte cu bucurie de mai multe lucruri care îi priveau pe ei. Și trebuie să vă spun și eu, mă aduc aminte lucruri frumoase despre familia Urs, Dana și Beni. Vă mulțumesc frumos că ați răspuns invitației pozitiv. Mulțumim de invitație. Soția a răspuns prin SMS, dar tot e valabil. Câte vreme da e da și prezent aici, e foarte bine. Să înțeleg că Dana are emoții? Puține. Totdeauna, dar i-a trecut pe parcurs. I-a trecut pe parcurs. Dar nu întrebăm nici dacă a dormit, nici celelalte lucruri, că atunci s-ar putea să fie emisiunea lungă. Când ai mai avut emoții așa de mari, Dana? Nici nu știu. Când te-ai căsătorit? Încă. Atunci e bine. Dacă... De câteva ori în viață eu emoții? După căsătorie. Tu după? Deja după cum a început bine, am eu emoții cu emisiunea asta. Dar să vedem. Poate că ai și tu un pic loc de noi să vorbești, Dana. De asta încerc la început să te las un pic pe tine, că dacă ne pornim noi, nu știm cum iese. Spune-mi cum este viața cu copii mari. Viața cu copii este frumoasă. Suntem binecuvântați cu doi copii, un băiat și o fată. Timotei are 22 de ani, Alexandra a împlinit 18. Știți cum se spune? Copii mici, probleme, dar nu vreau să spun probleme. Provocări mici. Așa. Copii mari, provocări mari. Da, ai crezut asta când ai auzit în tinerețe? Nu. Nici noi? Nu. Dar care ar fi provocările când ai o fată de 18 ani? Sunt. Zine așa. E diferit față de băiat, față de cum a fost Timotei la 18 ani. Și vremurile se mai schimbă. N-ai îngrijorări că vreun băiat pune ochii pe ea sau ce? Păi de acum înainte ne așteptăm. Așteptați la chestia asta. Da. Adică noi tot ne repetăm chestia asta, nu ne vine să credem, dar repetăm că dacă vreodată auzim să nu fie șoc așa de mare, da? Da. Dar are vreunul sau nu știe încă? Păi deocamdată nu. Deocamdată nu sau viitorul nu știe? Viitorul înainte. Viitorul înainte, da, viitorul la două minute. Așa, și băiatul clujan? Băiatul a terminat facultatea, dar face masterul la distanță la Cluj, merge și vine. S-a angajat la firmă și e mai mult acasă. Deci acum nu. Acasă. Deci tot mama trebuie să-i dea să mănânce. E ok, e bine. Beni, tu cum reziști cu copii mari? Chiar stăteam și vorbeam cu ei și te-am spus că fiecare tânăr are un vis. Normal, la vârsta adolescenței, fiecare dintre noi avem visurile noastre cât privește viața. Ce vrem să facem, unde vrem să ajungem. Și eu le-am spus, domnule, voi nu trebuie să trăiți visul meu. Probabil și fiecare părinte are un vis pentru copilul lui. În primul rând, visul meu, cea mai mare dorință mea este să fiți mântuiți. Corect. Și după aceea, în al doilea rând, eu, ca și părinte, vreau să vă ajut să vă împliniți visul vostru. Ceea ce doriți să faceți în viață, ceea ce vreți să deveniți în viață. Eu cred că, ca și un părinte responsabil, cred că e cel mai bun sfat pe care pot să-l dau. Probabil aș vrea, și fiecare părinte trăiește cu impresia că pentru copilul lui nu s-a născut partenerul perfect încă. Fiecare crede copilul lui deosebit și într-adevăr este deosebit fiecare copil. Dar... fiecare are viața lui și viitorul lui și visul lui și noi încercăm să îi ajutăm să-și împlinească visul lor. Asta e mare lucru. Deci, în caz că vă uitați, bănuiesc că o să vă uitați la emisiune unde e tata și mama. Voi de obicei nu vă uitați unde suntem noi, dar ar trebui să vă uitați așa măcar din politețe. Vreau să vă spun că este unul din puțini părinți care l-am auzit că vrea să împlinească visele copiilor. Adică nu știu la ce te angajezi, dar... Hai mare credință. Să-și împlinească visul lor. Cât privește viața, cât privește viitor. Da, tu ai zis că le stai la dispoziție să-i ajut. Stau la dispoziție să-i ajut cu ce pot. Cât depinde de noi, cât depinde de... Doamne, ce părinți buni. Din totdeauna ați fost așa. Ne mai schimbă. Ei ne mai schimbă, domnul. Bun, nu totdeauna a fost așa. Hai să vedem cum a fost la început. Ziceți-mi cum v-ați căsătorit. Dacă tot am zis că emoții acum și emoții la căsătorie. Ce emoții ai avut înainte de căsătorie? Păi căsătoria e ceva necunoscut. Eram așa. Neapărat tineri, 20 spre 21 de ani. Nu eram chiar tineri.
deja lucram, eram pe picioarele mele, pe picioarele noastre, dar oricum e ceva necunoscut căsătoria. E normal să pornești cu un dram de emoție, teama de necunoscut, ce va fi, cum va fi, dar am încredințat în mâna Domnului totul și știu că... Cum a dat Benny de tine? La biserică. La biserică. Da, deci eram în, el cu grupul lor de tineri, noi cu grupul nostru de tineri, ne-am întâlnit la Arad, într-o biserică. La Arad? La Arad. Păi mă, ne-am mai întâlnit la Cluj, eu fiind clujancă, ne-am mai întâlnit la Cluj și așa s-a legat prietenia noastră. Bun, ne ducem în misiune la Arad, Beni. Nu ne interesează fetele. Doar lucrarea Domnului. Deloc. Deloc. Deloc și pe poza care am încercat să o surprind, apream la jumate și mă uitam la jumătatea aia de poză, eu fiind în Austria atunci, și ziceam, domnule, când o să mă întâlnesc pe fata asta? Ce-ați căutat la Arad? Ceva întâlnire? O întâlnire cu întâlnire de tinere, da? Mai departe. După și aceea, ai văzut-o din prima? Din prima, da. Bun, dar ce? Cânta, recita? Cânta cu grupul de la, de la Cluj. Așa. Pe urmă am venit noi în misiune la Cluj cu Cuibus de la Viena și așa mai departe. Ne-am cunoscut, am chemat-o la Satul Mare. După aceea, când am dus-o acasă în Cluj, n-am cunoscut pe numai pe mama soacră și pe frații ei. Chiar povesteam aseară o fază de asta hazlie. Am venit a doua oară, tata socru nu era acasă. Și am venit a doua oară, vei să o curtez. Cumnatul meu repara o mașină în curte. Bă, întoarsă, cum era pe atunci, o peticea, o izola. Lângă el, unul cu musteasă, mai în vârstă. Am dedus eu, zic, bă, să mă pun bine cu tata socru, că ăla-i socru. M-am dus, au venit cumnatul, da mâna cu mine, m-a pupat, m-am dus și la ăsta, am dat mâna cu el, am pupat, s-a uitat mirat la mine, domnule, ce spune? Păi să știți că eu-s Beni. Păi zice, eu-s tinichigiu. Bine! Bine, cu zis generos, da. N-ai început, aș avea și eu o mașină. Deci degeaba m-am prezentat, am intrat în casă, trebuie să mai pupe încă unul, atunci am făcut cunoștință cu socrul adevărat, ăsta era vecinul care l-a ajutat să repare mașina. A fost așa o întâmplare hazlie de la... Și pe cine a trebuit să convingi mai mult, pe Dana sau pe socrii? Până la urmă nu a trebuit, hai că convingere, i-am cerut prietenia normal cum de față cu părinții, vreau să o curtez. Îmi place de fata dumneavoastră și așa mai departe, ca și cum am face. Bun, și nu te-a întrebat ce-ți place la ea, așa numai, că îmi place de fata. Păi, când ești îndrăgostit, îți place tot. Da. Când iubești, îți place tot, dar cu defectele pe care oricum fiecare persoană le are. Defecte? Nu. Nu defecte, minusuri. Nu minusuri, lucruri speciale. Acum trebuie să ne schimbăm limbajul, da, particularități, da, valori. Da. Nici unul nu suntem perfect. Deci niciunul nu suntem nici perfect. Nici noi, deci. Și la angajații mei am spus, domnule, nu vreau angajatul perfect, pentru că eu nu sunt șef perfect. Și atunci să ai un angajat perfect ar fi chiar culme, da? Ar fi ți dă peste cap toată firma. Deci, totul peste cap. Bun, da, am înțeles. Deci m-am prins foarte repede că dacă ai văzut-o și ai ochit-o, înseamnă că ai văzut-o frumoasă asta, da? Bun, și să nu rămân cu concluzia că doar frumusețea te-a... Asta a fost un punct de pornire. Discuția, am văzut felul ei, era așa mai sfioasă, era mai vorbăreț, zic, domnule, cam așa ne potrivim, știi? Adică tu nu ți-ai propus să te schimbi, să fii mai puțin vorbăreț? Eu nu m-am propus să fiu așa mai... Și până la urmă, se pare că am făcut cea mai bună alegere și mă bucur că a devenit soția mea. Slavă Domnului! Cum te-a convins totuși? Nu cred că a fost chestie să mă... Cu poezii. Cu asta m-a cucerit. Deci eu prima dată am văzut la el, el sluja ca și recitator. Și a recitat și eu așa l-am denumit psalmistul. Psalmistul? A recitat și psalm și poezii, dar cu asta m-a cucerit. Deci prima dată a fost psalmistul și apoi psalmistul meu. Cam așa. Da, 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 da. Ți-aduce aminte ce a recitat la Arad numai? La Arad un psalm a recitat. Da? Da. Și pe urmă îmi recită mie. Îmi recită. Și acum îmi recită. Stai bine. Să nu uit.
Deci trebuie să vrem prospect. Da, da, da. Dar știi și poezii scurte sau numai lungi? Nu știu, că în generația noastră erau din alea lungi, știi, și acum sunt și mai scurte. Sunt și mai scurte. Da, da. Bun, deci v-ați văzut, totul bine, v-ați căsătorit, unde ați făcut nunta? La Cluj. La Cluj. Ce a fost deosebit la nunta voastră? Că nu s-au fiert sarmalele. Deci... deci orice căsătorie începe cu o criză, ca și la nunta din Cana. Aha. Deci începe cu o criză, tot a fost bine, felul 1, felul 2, nu știu ce. Bun, dar n-ați avut bucătăreasă tot? Bucătăreasă, adică... sarmale le-am făcut în satul mare și le-am... Cum era a, pe să fie speciale, cu tare, fierte în cuptor și așa mai departe și... Fierte aici sau acolo? Aici, în cuptor și duse cu tare, calde, la Cluj. Așa și... Nimeni nu s-a uitat că nu erau fierte destul. Bun, știi că acum mai nou, la modă este numai așa un pic să nu se le fierb de tot. Da, deci, în fine, deci mi-am dat seama că fiecare căsătorie începe cu o criză. Mai minoră, deși mai crezi că totul e pus totul la punct. Totul este pus la punct, dom'le, se întâmplă ceva, nu vine cu tare, nu vine, știi, și toată lumea zice, dom'le, nunta era perfectă dacă venea și cu tare. A, bun, dar pe voi nu va afecta chestia asta. Nu, deci noi ne-am săturat cu felul ăla. Deci am da. Bine, nu, da. Adevărul că erau și alte vremuri atunci. Acum să faci o nuntă e o adevărată aventură. Cu programări, cu repetiții, cu organizatori. La noi a fost mai simplu. Da, n-ați avut atâtea repetiții. Câți pași până la amvon, nu. Câți, nu? Nu, chiar când ne-am uitat pe filmare, am intrat în biserică, toți noi ne-am pus pe genunchi. Ați intrat amândoi împreună? Da. S-au pus toți pe genunchi, noi ne-am ridicat, atunci cei din urmă ajungeau să se pună pe genunchi. Ah, deci valuri. Da, valuri. E frumos, frumos, da, da, da. Da. Valuri și la rugăciune, e bine. Am făcut nunta la Cluj, am venit acasă, atunci ne-am dat seama că, domnule, suntem căsătoriți, nu avem unde să stăm. Cum deci adică? Trebuia să stăm în chirie, ne luam o chirie. Ea a fost detașată la satul mare cu locul de muncă. Nu aveam, eu căutam un business, ceva să fac și la nuntă ni s-au strâns 16.000 de mărci. Erau mărcile atunci. Mm-hmm. Asta a fost plusul? Asta a fost total. Câștigul? Nu, totalul. Din... Am plătit tot ce am avut de plătit și cu familie în primul lucru, deci nu aveam efectiv nimic, am luat 1600 de mărci și am dat la biserică 10%. Din bani de nuntă? Dumnezeu nu a rămas niciodată dator în 25 de ani de căsătorie. N-a rămas nicio zi dator. Deci aveam 2000 de mărci datorie, nu aveam nimic prevăzut, nicio chirie efectiv, dar așa a lucrat Dumnezeu că toate lucrurile s-au deschis. Dar asta ați discutat împreună sau tu ai dat bani? Am dat împreună. Și de ce ați fost de acord? Am fost de acord pentru că așa am simțit noi. Or să fie un principiu al vieții noastre, dăm Domnului. Deci voi ați crezut în dărnicie și în zeciuială și înainte de nuntă. Exact. Și atunci exact. Ați spus, hai să fim și la nuntă, consecvenți. Și să dăm din darul de nuntă da, și da. Să... Dar să știi că Dumnezeu totdeauna a știut să binecuvânteze și chiar așa citeam acum ieri în cartea Proverbelor, zice Solomon, unul care dă cu mână largă se îmbogățește și unul care strânge sărăcește. Deși omenește ai spune omenește că exact invers. Da, da, da. Contabilicește vorbind în economic, domnule, stai că nu se potrivește, dar uite că asta este principiul lui Dumnezeu. Asta este unul din versetele. Dai și totuși ai și mai mult. Da. Asta este unul din versetele care le-am pus pe coperta cărții Închinarea prin dărnicie. Că asta cumva, am știut că este un adevăr, dar mă gândeam cât de lipsit de logic omenește este, știi? Că ai zice, dacă strâng mult, am. Și Solomon spune, nu, cine dă cu mână largă, ăla se îmbogățește. Am experimentat cu Dumnezeu asemenea experiență extraordinară. Veniți din, că încerc să caut așa un pic de legătură, din familie credincioasă, din ce familie, da, Vidal? Din familie credincioasă. M-am născut în familie credincioasă. Și bunicii și părinții mei erau credincioși.
Deci, teoretic, tu ai trecut toate fazele alea obișnuite, biserică, grupe de copii, da, psalmi, da, învățați, rugăciune, da, școala duminicală, da, și toate. Prima Biblie am câștigat o premiu întâi la un concurs la școala duminicală, aveam vreo 10 ani, cred. Ai învățat versete sau ce? Da, da. Versete, întrebări, erau mai multe teme. Premiu întâi, bine. Nu prea le aveam, dar... Am înțeles, nu, că vorbeam de Dana, da? Asta spune ceva, dacă i-a plăcut să învețe și toate celelalte, da? Și ajungem unde este inima lui, bine, că vrea să ne mai spună ceva și asta e foarte bine, trebuie să ne spună și el. După ce ai crescut în biserică și toate astea, care pot fi avantaje sau dezavantaje, depinde cum le gestionezi, te-ai hotărât pentru o relație personală cu Hristos. Cum? Da. Deși eram crescută de mică și frecventă în școala duminicală, am știut și am simțit la un moment dat că trebuie să am acel moment de întâlnire personală cu Dumnezeu. Și pe urmă am făcut și botezul. Înainte de 18 ani am făcut și botezul în apă. Am frecventat școala duminicală, am fost pe urmă învățătoare la școala duminicală. E un pic diferit să fii la școala duminicală, da, și învățătoare. De cealaltă, da, parte a catedrei. Cum e cu copiii altora? Era ușor pe vremuri. Era ușor, dar acum nu știu dacă m-aș mai încumeta. Dar de ce era ușor? Nu știu, erau alte principii și ale copiilor. Copiii erau crescuți altfel, erau mai... Altfel. Erau și interesați un pic părinții să vă ajute, îi mai educa pe copii, aveți grijă, da, ce faceți, da, acolo? Da, erau mult mai respectuoși, mai cuminți. Eu am profesat ca și învățătoare, eu fiind de formație învățătoare, am profesat 2 ani și ca învățătoare în mediul laic. Dar, pe urmă, văzând copiii noștri la vârsta lor de școală, cum erau față de copii pe care i-am crescut eu la școală, era diferență. Era diferență. Diferență de generație, efectiv. Beni, tu tot așa ai crescut în familie, da, cu oameni credincioși? În familie credincioasă. Noi suntem 6 frați. Eu eram al doilea în familie, am o soră mai mare. La vârsta de 18 ani am încheiat legământ cu Domnul și... Cam repede ai sărit până acolo, mă tem că... De ce ai trecut așa de repede? Cum? Nu era școală duminicală la satul mare, eram în biserică, cântam în fanfară. Ah, fanfară, da. Da, bine că eram cu grupul de tineri, aveam un grup de tineri care ne întâlneam. Aveam... Șmecherii ceva nu prea... Pocăiești. Mai ca orice tânăr. Că m-am gândit că ai vrut să treci așa de repede. Da. Nu, no, dar astea nebunile tinereții, că la un moment dat chiar mă întrebam de David, băi, dar Psalmul 10, Doamne, iartă-mi păcatele tinereții. Băi, băi, când te uiți în spate, bă, unde mi-o vom mintea, știi? Niște nebunii de astea copilărești, știi? Dar... La 18 ani am încheiat legământ cu Domnul, după aceea la 19 ani am plecat dincolo, în Austria am lucrat 3 ani și jumate, 4 ani. Ani interesanți? Interesanți, acolo am slujit în biserica din Viena, în grupul de tineri. Dar cum era biserica? Mai la început, nu? Era la început, era, nu știu dacă, undeva pe o străduță, o încăpere mică în care se înghesuiau și creșteau de la duminică la duminică. Veneau tot mai mulți români. Era neîncăpător locul. Dar am avut un timp binecuvântat. Am avut pastori pe fratele Moise Gaode, care efectiv și-a pus amprenta pe viața mea de tânăr acolo și se ocupa de voi? Se ocupa de noi. Aveam și discuții personale cu dânsul. Deci asta am vrut să... Și dincolo de amvon, nu era doar predica. Da, deci un om deosebit. Ok, eu mă gândesc că atunci, în vremurile începutului, tineri, plecați de acasă, știai câte știai, te-a dus deci acolo. Biserica ne-a legat acolo. Biserica ne-a legat, era un punct de legătură. Dincolo de munca, de nevoile care le aveai. Dar erați legal acolo, deci era perioada, da, în care ați ajuns legal. Da, nu, da, nu ați prins, da, și atunci. Da. Că erau și unii care tot așteptau, când îi așteaptă la ușa bisericii, să îi trimită în țară. Da. În fine. Astea au fost vremurile, după aceea în 95 am revenit în țară, pentru că eu așa îmi vedeam viitorul meu în țară, nu-l vedeam în altă parte, nu-l vedeam în străinătate. Am cunoscut-o între timp pe Dana, am venit acasă și pe urmă ne-am căsătorit și au urmat. Da, am o întrebare, că
atunci când a zis Dana că a luat premiul întâi și tu ai zis că nu-i cazul la tine. Tu... Pentru că noi nu aveam școală duminică. A, că nu aveai școală. Nu, dar tu când reciți poezii sau psalmi, înveți pe de rost sau îi citești? Îi învăț. Bun, înveți. Deci asta înseamnă că memoria te ajută, da? De asta am vrut să zic, că memoria te ajută numai dincolo, dar am înțeles. Nu, n-ai luat premiul că nu aveați școală. Dar te-ai gândit vreodată cum a ajuns așa dragostea, pasiunea asta de a învăța psalme, a recita, poezia, le recita? Deci, am vrut și m-am ambiționat să învăț toți psalmii. Am auzit despre un turc, Muhammad Halik. A învățat pe de rost tot asta, Coranul. L-a învățat pe de rost și am zis, măi, dacă ăla a reușit să învețe tot Coranul pe de rost, care am încercat să citesc și eu, deci nu găsesc nicio logică, nicio noimă în Coran, dacă m-ați citit din el, n-am găsit nicio legătură sau să fie ceva... Deci nu-i chiar logic. Ușor de... Nu-i ușor nici de citit, dar minte de învățat, zic, hai să învăț psalmii. Nu te-ai gândit că sunt 150. Și am învățat la un moment dat, știam vreo, nu știu, vreo 40 și după aceea, așa a fost. Ne mai găsim scuze. Așa. La 119 ne-ai ajuns. Versete. Versete din. Da. Da, până la urmă, asta faci dacă îți antrenezi memoria. Da. Reușești să memorezi și dacă îți antrenezi creierul. Pentru că chiar vorbeam cu un medic, doctor Erantescu, de aici, de la noi, din Satul Mare. Dom'le, cum să rămân lucid și la bătrânețe? Și a zis, dom'le... Cât de vreme ți-ai pus întrebarea asta? Citește cel puțin 2 pagini pe zi. 2 pagini. Fără rotițele să se învârte, da. Completează un rebus, completează un sudoku, completează ceva care să-ți lucreze creierul și rămâi lucid până la bătrânețe. Deci cititul te ajută efectiv și memoratul mai ales, te ajută să devii și să rămâi lucid. Da, eu le spun oamenilor că e foarte important și acum să mai încercăm să memorăm din Scriptură. Dacă nu mai reținem nimic, ne dăm seama de ceva. Dacă reținem, dăm slavă Domnului și folosim în continuare. Am zis că sunt copii mari. Nu totdeauna au fost mari, da? Au fost și mici. Dacă te-ar întreba o mămică la început de drum, care sunt lucrurile foarte importante în educarea bună a copiilor, ce îi spune? În primul rând, i-am învățat să crească cu frică de Dumnezeu, de mici. I-am dus la biserică. Acum, conjuncturile au fost aici, nu prea a fost școală duminicală la Satul Mare, așa a fost. Dar am încercat în familie, am citit împreună, le-am povestit, i-am provocat. Cât de prezent a fost Beni? Nu trebuie să spui, da? Dacă nu spune el, așa. Adică pun întrebarea pentru că bănuiesc că ai fost un soț aglomerat, nu? Acum cât de aglomerat, dar până la urmă copiii sunt ori prioritate în familie, nu? Teoretic, Dumnezeu, da. Dumnezeu ți-a dăruit, încerci să înveți, să educi, să le spui dacă vor să primească, dar cel mai bun este exemplul personal. Da, dar e și stilul ăsta clasic. Degeaba le spui dacă nu văd în tine un exemplu, dacă nu văd în tine că la vârsta de 5 ani fiul a luat Biblia sub soară și a zis, mă duc la biserică ca și tata. Deci, bine, putea lua și sticla, să spun, da, mă duc exact. Încolo ca tata. Adică... Cel mai bun este exemplul personal pe care îl dai copiilor și plus de aia discuțiile. Ceea ce minusul meu, că vorbim de minus, nu prea am răbdare. La temele era... Când trebuia să îi ajut la teme, era un chim pentru ei. Nu, era un pic diferit pentru că amândoi copii umblau la școala germană și eu nu știam germană. Și atunci erau anumite chestii care îi ceream ajutorul lui Benic, el știa germană. El știa că... Da. Și nu prea aveam răbdare, ca și învățător, ca și educator, nu prea am răbdare să
Le explic. Eu am avut o altă filozofie. Eu am făcut școala la vremea mea și copiii să o facă la vremea lor. Acum, Didina, ce a făcut, nu mă întrebați, dar că părerile noastre despre copiii noștri sunt diferite. Eu spun că am avut copii foarte buni, care nu m-au trezit noaptea deloc. Nu, no, Didina are o altă poveste, știi? Dar... Chiar discutam cu un prieten și zice, a venit soția de la o conferință de femei și a zis că nu mai merge deloc la nicio conferință. Păi de ce? Păi zice, bă, toți copiii sunt premianți, sunt cu tare. Noi suntem cei mai răi părinți, ca noștri, domnule, au rămas repetenți, domnule, suntem cei mai denaturați părinți, nu suntem în stare să ne educăm copiii. Toți își lăudau copiii, cât de grozav, cât de cutare. Cred că stă numai prima zi la conferință. Da, și ea se simțea complexată, săraca, că vezi, doamne, copiii ei nu sunt ca și... Au copii normal, ca da. Ca au copii normal. Fiecare copil are, face trăznăile lui, cum le-am făcut și noi, cum am spart și noi sticle, cum am spart și noi geamuri și cum am minci și așa mai departe și câte ne-am făcut. O întrebare a unui copil. L-a ascultat pe tata povestind și știi, ne mai scăpăm și noi și spunem aventuri din copilărie, la care copilul zice, tata, dacă eu ascult de tine și tot timpul cu minte, eu ce o să povestesc când ajung la tine? Au și eu o mare problemă, știi? Da, când am fost în state în vizită la verișorii mei, am început să ne depănăm amintirile verișorii, cum a fost când am copilărit, cum am făcut noi trib în sat, cum ne băteam. Deci era familie lărgită, plană. Familie, da, lărgită și stăteau copii și ne ascultau și la un moment dat zice, domnule, da, voi ați avut o copilărie extraordinară. Domnule, noi n-am fugit de acasă, nu ne-am bătut cu o săbi, nu ne-am... Ei nici în filme nu au văzut ce ați făcut voi în realitate. Da, păi noi, la ca și copii, ne dezbrăcam, că era pe malul Crișului. Și ne făceam tot felul de șorțuri de astea din ăsta, ca și indienii, când urlam ca indienii, tot felul de trăznăi. Deci, băi, dar voi ați avut o copilărie extraordinară. Dar să știi că ei au dreptate. Chiar am avut o copilărie frumoasă, chiar dacă grea poate din anumite puncte de vedere, da, dar o copilărie frumoasă. Și eu zic că și din punct de vedere al vieții de biserică am avut o copilărie frumoasă. Da. Biserica a fost biserică, aglomerație de copii, frumos, unul cânta, unul plângea, unul, dar era viața reală, cum este și la noi și este bine așa. Dacă te-ar întreba un tânăr familist să se gândească, să investească într-un business sau ceva, ce l-ai sfătui? Suntem datori fiecare să muncim cu mâinile noastre. Și eu l-aș sfătui pentru că, în primul rând, în România este nevoie de oameni de afaceri. Deci, la ora actuală, este nevoie de oameni care să investească, să facă, să producă ceva cu mâna lor și să plătească taxe. România, la ora actuală, duce lipsă de cel puțin 100.000 de antreprenori. Oameni care să gândească, care să muncească cu mâna lui, care să investească într-un anumit domeniu în care se pricepe, în care poate să facă un plus de valoare și să își plătească taxele. Dar este o provocare foarte interesantă și lucrul acesta, să știi că ai creat ceva, să știi că nu ești la mâna cuiva sau că depinzi de alții. Dar oare mai sunt șanse, nu? Putem trăi cu mentalitatea, voi atunci după Revoluție ați prins ocazia, ați prins trenul și gata, pentru noi este prea târziu. Nu este prea târziu. Uitați-vă la afaceri care au început, de exemplu, în anul 1998, cea mai mare companie la ora actuală din lume este Google. În 1998, Google era de vânzare cu $750.000. Puteai să cumperi compania Google, 40 de angajați și puteai să o iei, pentru că era de vânzare. Și de la $750.000 să ajungă la o valoare de piață, o cotă de piață de 5.200 de miliarde la ora actuală cât are Google. Deci, vă dați seama, o companie înființată în 96. Și parcă poți fi creștin și să te implici într-o afacere, într-un business. În mod normal, poți să fii, de ce să nu fii? Dar să faci lucrurile cinstit,
să fii cinstit în business, să fii cinstit cu partenerii de afaceri, pentru că vrei, nu vrei, depinzi, adică depinzi. Intri în contact și ai parteneri de afaceri, să fii cinstit cu ei. Uite, asta am produs, asta fac și atâta te costă. Asta e plusul de valoare care este al meu, pentru care eu plătesc taxe. Poți pierde pe termen scurt și să câștigi pe termen lung? Da. Și dacă nu înveți să pierzi, nu intra în business. Pentru că dacă nu înveți să pierzi în primul rând, atunci înseamnă că nu ești bun pentru făcut afaceri. Cum e pentru soția omului de afaceri? Păi și eu sunt implicată direct. Suntem cot la cot, luăm împreună decizii, muncim împreună. Am pornit de jos, am pornit chiar de jos. Și când ne uităm în urmă câteodată, când ne amintim, efectiv, pufnim în râs. Ce începuturi slabe au fost, dar Dumnezeu binecuvintează ziua începuturilor slabe. Poți să-L amesteci pe Dumnezeu în business? Da. Pentru că sunt anumite momente în care, efectiv, am zis, dacă nu era călăuzirea lui Dumnezeu... Să-ți deschide ușa sau să-ți închide ușa, să nu faci ceva... Sau să iei o decizie. Sunt decizii importante de luat și... Ne rugăm pentru călăuză, ne rugăm pentru înțelepciune tot timpul. Poți ajunge la momentul în care să spui am atâta experiență și știu atâtea că mă descurc și fără călăuzirea lui Dumnezeu? Nu. Deci asta e cea mai mare greșeală. Să zici, domnule, eu am făcut. Exact ca și cum a zis Nebucadnețar. Dar nu e Babilonul meu, nu eu, nu mâna mea, nu. Și să nu vezi binecuvântarea lui Dumnezeu în orice lucru. Dar sunt provocări și eu cred că Dumnezeu ne-a dat puterea să mergem mai departe. Noi când am început aveam o hală pe care am construit-o când eram plecat în Austria, un mic teren. Am încercat să facem ciuperci, n-a mers. Am încercat să facem altceva, n-a mers. Și când am început să mă gândeam la o fermă de găini, ce crezi? Toată lumea de pe margine a început să-mi facă galerie. Băi, nu o să meargă, nu vezi că ai dat kicks cocoșii, de două ori, cocoșii. Ca și când te pregătești să tragi un 11 metri la un meci de ăsta important și tot stadionul începe să urle, bă, ai ratat și data trecută, ai ratat și... Ce fain. Și acum două meciuri, domnule, dar tu te încumezi și tu trebuie să dai pentru că 11 metri care, domnule, depinde echipa ta de tine. Nu? Și atunci am început, a fost greu la început, am văzut cum merge. Mie mi-a plăcut să mă ocup de animale din copilărie, mă ocupam tot timpul, aveam animale acasă și mi-a plăcut să mă ocup. Am văzut că este un business care poate să se dezvolte și cu ajutorul Domnului la ora actuală conducem o companie destul de... Cred că ți-am făcut mărturisirea, nu știu dacă am făcut-o și la alții, când a fost perioada pandemiei în țara noastră și în lume, la un moment dat, eu foarte sincer, am postat pe pagina mea de Facebook un articol care pe unii a deranjat. Pe mine m-a deranjat numai că nu m-au întrebat ce am avut în minte. Dar sigur și articolul suna cam așa, de eu foarte sincer am spus, am ajuns sub nivelul unui cioban. Și la ce m-am referit? Că de asta spun că dacă măcar mă întrebau oamenii, noi încercam păstorii de acasă cu Zoom, cu WhatsApp, WhatsApp, nu știu ce. Dar eu cum ieșeam un pic cu mașina că aveam de lucru, l-am văzut pe cioban, el acolo, că ploua, că ăsta el cu... Nici n-avea o pelerină, avea un celofan în cap. Și am zis, băi, fii atent, ăsta de-i noapte, de-i zi, de-i furtună, el trebuie să fie cu oile, ăsta nu poate cu Zoom-ul, cu unul, cu nu știu ce. Și a fost așa un fel de pocăința mea, sigur că m-am scăpat și am mai zis că știam și eu un pic, chiar să n-ajungeți ca mine, adică sub nivelul unui cioban. Am avut eu niște reacții, în fine, că așa-i. Și după asta îmi vine o altă idee, de aia n-am mai postat. Am vrut să zic, îmi pare rău că nu m-am făcut găinar. Și să spun de unde mi-a venit ideea. Eu când am fost dată la o fermă de-a voastră, când am văzut totul automatizat cu tare, mi-a trecut mie. Acum normal că nu e așa, dar știi, teoretic, no, din afară le vezi așa mai simplu. Zic, bă, cu găinile, dacă ai totul automatizat, nu trebuie să le vezi, numai iei ouăle, luat bănuții, nu știu ce, adică nu trebuie să te duci ca ciobanul, știi? Deci cu ciobanul e mai greu că trebuie să duci cu oile. Bine, am și căutat eu pe net să văd dacă nu poți face așa și cu oile, numai totul computerizat.
N-am prea găsit, am văzut că numai astea care le-ai îngreșat și le-ai vinde, știi, dar chiar nu poți așa să separi până la urmă ciobănitul de asta. Dacă mai puneam și asta pe internet, cum pare rău că nu, atunci cred că era super fain. Ajungea și la noi. Ajungeam și la voi, da. Dar știu că nici la voi nu pare, nu e așa de frumos și de așa de ușor cum pare. Deci ați avut diferite încercări, ați perseverat, Dumnezeu v-a deschis ușa. Am o curiositate, ați mai rămas darnici după ce ați început să aveți mai mult? Nu ne laudăm. Nu, că e numai între noi așa. Deci, no. Adevărul trebuie spus. Dumnezeu totdeauna binecuvântează și deci, omul dacă nu-și face partea lui, dar nu să o faci așa, cum să zic, nu obligat. Business cu Dumnezeu, nu că îți dau să-mi dai. Sau nu cum. Ca și evreu care pune pe masă, Doamne, uite, atâta trebuia să-ți dau, că nu mi-am plătit zeciuiala, știi? Și după aceea iau foaie, Doamne, eu mă așteptam să-mi faci asta, și pune acolo. Și cum e ziua de iertării, Doamne, eu te iert că nu mi le-ai dat și mă iert și tu de zeciuiala și o iau încoace. Nu, eu cred că fiecare om trebuie să aibă partea lui de dărnicie și... Oare am putea ajunge vreodată la nivelul în care să gândim că noi suntem privilegiați că putem dărui, nu că Dumnezeu are nevoie de? Nu, deci asta e o binecuvântare, să poți să dăruiești, să poți să dai. Și când îi explicam la un frate, băi, e mai ferice să poți să dai. Și să zice, bă, da, la box, nu la... Nu din bani. La un meci de box, da, să dai, e mai ferice. Nu zic, e mai ferice să dai. Nu, eu la ce m-am gândit, m-am gândit odată la următorul aspect. Plecăm de la ideea că tuturor ne place să primim. Cam da. La toți ne place să primim, știi, să aduci o franzelă și dacă n-ai nevoie de ea, parcă te bucur că ți-o adus-o cineva. După asta te gândești ce faci cu ea. Asta da. E, mai zic la câte unul, bă, lasă-mă că după asta nu m-am dai de lucru, știi, că n-am nevoie de franzela asta, apoi mă gândesc că responsabil cui trebuie să o dau, da? Dar știi când îmi place să primesc, Dana? Când eu am pâinea de fiecare zi. Deci dacă tu îmi dai pâinea aceea și eu mai am una acasă, e ok, e o bucurie. Știi ce nu mi-aș dori niciodată? Singura pâine care o să am e aia care mi-o dai tu. Și atunci eu să depind de pâinea aia, nu? Spune, m-aș bucura să pot da eu 20, dar să nu depind eu. Și asta e mare lucru, că Dumnezeu, știi, ne face să depindem de El și așa în dărnicia voastră ați avut și dezamăgiri. Oameni cu... Știți, zice Apostolul Pavel că unii, fără să știți, ați găzduit îngeri. Am mai găzduit și îngeri negri. Tot fără să știm. E fără să știm. Câteodată să știm, Domnul să ne ierte. Da. Asta e. Cu găzduirea, da. E interesant. Dar și aici, probabil că până la urmă ajunge la mentalitate, mai bine să-mi pară rău că am făcut ceva, chiar dacă am greșit, decât să-mi pară rău că undeva puteam să... Nu, dar au fost și cazuri când au fost dezamăgiri de la oameni, dar noi am privit lucru și am zis, nu pentru ei, dar noi pentru Domnul am dat. E treaba lui dacă a fost sau nu recunoscător sau poate ne-am așteptat la o reacție și a fost alta, dar zic, la urmă, noi pentru Domnul am dat și noi așa am privit lucru, pentru Domnul am dat. Asta e fain, da. Și atunci, dacă le rezolvi în relația cu Dumnezeu, Dumnezeu iese întotdeauna bine, că așa este El și vedem unde ne... Și, Doamne, te descurci tu cu ăștia. te descurci mai ușor. Da. Frumos. Bine, da. Bun, dacă ați putea voi să vă planificați viața următorii 10 ani, ce ați face? Următorii 10 ani? Da. O luăm așa, pas cu pas, Nu știu, știți ce a întrebat Barzilai pe David? E o întrebare care nu ne-o punem niciunul. Câți ani crezi că voi mai avea de trăit? Bă, nu știu, asta e mâna lui Dumnezeu. N-ai încercat să planifici așa? Pe următorii 10 ani, evident că provocarea pentru noi, copiii, domne, e o perioadă de criză în viața lor, când trebuie să-și aleagă partenerul, să-și aleagă religia, să-și aleagă ce vor să facă. În rest, eu cred că să rămânem activi în cadrul bisericii unde activăm,
să fim mai departe aceiași oameni care să putem să ajutăm pe alții. Deci asta mă rog și în fiecare zi mă rog ca Domnul să mă ajute să fiu o binecuvântare pentru alții. Bun, voi sunteți, ați fost binecuvântare pentru mulți. Acum îmi permit o întrebare. Dacă voi ați ajutat pe mulți, biserica v-a fost aproape? Sau v-a ajutat cu ceva? Deci acum am intrat într-un domeniu în care nu aș vrea să discutăm. Dacă faci ceva, eu cred că e bine să rămână, da? Între tine și Domnul. Da, deci sunt multe chestii care efectiv nici copiii n-au știut cât am dat, cât am dat, ce am făcut. Da. Zic că nu. Nu că de ce am plecat. Nu mă refer doar la aspectul financiar, că sunt mulți care pun întrebarea ce face biserica pentru mine, ce face biserica pentru mine. Pe de o parte, eu cred că biserica face multe, normalitatea ei pentru o familie. Și pe de altă parte, eu cred că un mare privilegiu este să nu ajung în situația când biserica să fie nevoită să facă ceva pentru mine. Dar asta nu prea luăm în calcul, știi? Că Dumnezeu m-a binecuvântat, că nu am nevoie deci, de... Adevărul că noi, ca și români, avem o mentalitate atât de proastă. Pentru că statul se ocupa de noi și ne-a dat loc de muncă, ne-a dat apartamentul, ne-a dat unde să stăm și statul se îngrija. Și acum auzi întrebarea asta la români, ce face statul pentru mine, ce face, toți trebuie să facă pentru el. Dar eu sunt în centru atenției. Dar ce faci tu pentru societate? Ce faci tu pentru ceilalți? Te implici tu pentru... Inclusiv pentru biserică, exact, sau pentru alții. Exact. Și aceeași mentalitate sunt și la cei care vin la biserică. Biserica trebuie să facă pentru mine. Biserica trebuie să facă să mă simt bine, că de aia am mers la biserică, să nu mă supere dacă e posibil, pentru că trăim într-o vreme în care nu ne mai place să auzim tot ce vrem și dacă nu ne convine, intrăm pe biserica de pe internet și căutăm predicatorii sau nu știu care ne... Că mare parte din scriptură trebuie să o rup, numai, da. Dacă numai să vă simțiți bine. Dar asta e o greșeală noastră. Băi, vine un prieten la biserică, nu? Ce vă întreb? Cum v-a simțit? Bine. Nu s-a simțit bine. Dar unde scrie în Biblie că trebuie să se simtă bine? Bun, asta e natura noastră. Eu m-am gândit, nu, deci pentru mine, eu chiar zic că n-am fost omul, nu știu acum, la bătrânețe, poate am fost un pic la început, nu știu acum, la bătrânețe, dacă m-am mai schimbat, nu mi-am dorit să vină lumea la biserică și să-i biciuiesc. Crezând că oricum ei zbiciuiți mult de viață și de celelalte și mă gândeam cumva... Chiar mă gândeam cum să pleci încurajat de la biserică, dar nici n-am putut scoate ideea de pocăință. Exact. Și acum, cum să spun, eu cred că încurajare pentru cei care cât de cât încearcă să fie serioși în relația cu Domnul, e o încurajare când îi zic ceva. Păi dacă omul se joacă cu viața lui și prin asta se simte mustrat, eu ce să fac? Să scot totul din Biblie, ne simțim bine până ajungem în iad. Știi? Adică nu merge nici ideea asta. Bun, nici nu știu, asta ar schimba un pic registru, dar să închei eu emisiunea, dar asta nu trebuie să răspund la întrebare, numai măcar să-mi spui. Tu mi-ai zis că era pe vremuri un bătrân care făcea anunțul la biserică, cu duminica viitoare ne apropiem de masa Domnului. Astea s-a amintit din copilărie, din biserică, de la copii, știi? Da, la bunici în sat era. Da. E foarte interesant, știi, ce poți reține din... Da. Și știam și ce predică și cum i-a trecut glonțul pe lângă ureche și spunea în fiecare predică. Nu o să o spun pe a ta, dar asta o spun că mi-o amintesc, a ta trebuie să mi-o spui că nu-mi aduc aminte, dar eu mă gândeam și sigur mă gândeam în primul rând la mine, apoi mă gândeam la noi, responsabilitatea pentru generația viitoare, când spunea cineva ce și aducea la minte din biserică. Erau parcă trei... nu știu cum, responsabili de biserică, lideri, în fine, nu mai contează, care pregăteau masa Domnului. Ei în adunare cred că erau cam de o cantă de vin ca să poată lua masa Domnului și oamenii ăștia pregăteau trei în fiecare ocazie, știi? Zice, după ce se termina prima, zicea, acum dacă ne-a rugat pentru astea două, trebuie să le terminăm și le terminau ei trei, știi? Și zice, după asta așa stăteau acolo liniștiți în bancă. Și m-am gândit, eu nu știu ce aveau ei în minte, dar uite, un copil de atunci, după ani de zile, cu ce a rămas el din biserică, știi? Din... Da, ce rămânem din biserică, ce rămânem din familie,
cu ce rămânem în mintea oamenilor și mai ales cu ce rămânem în ochii lui Dumnezeu. Pentru că mai devreme sau mai târziu toți știm că ultima discuție o avem cu Dumnezeul nostru și în fața Lui trebuie să ieșim bine. Și cum să ieșim bine dacă nu ne ajută Iisus Hristos, Mântuitorul nostru? El pentru asta a venit, să plătească prețul iertării noastre, apoi să ne dea transformarea aceea care o face Duhul Sfânt, care vine în noi, care rămâne în noi. Așa că știți, aproape de fiecare dată când ne aducem aminte, vă încurajăm pe cei care aveți o relație personală cu Dumnezeu să investiți în relația aceasta, să o întăriți, să-L cunoașteți pe Dumnezeu mai mult, mai bine. Nu vă speriați, niciodată nu o să-L cunoașteți de plin, dar să-L cunoaștem mai bine. A fost idealul de viață al apostolului Pavel, care apropo îl cunoștea mult pe Dumnezeu. Și cu cât îl cunoști mai mult pe Dumnezeu, cu atât poți duce mai bine și greutățile vieții, poți trece mai înțelept și prin bucuriile vieții și sigur te pregătești pentru veșnicie. Și încă o dată vă spunem, dacă unii nu aveți o relație personală cu Dumnezeu, puneți mâna pe Sfânta Scriptură, citiți o Evanghelie, lucrurile sunt simple, le pot înțelege și copiii. Dacă nu sunt suficient de simple, veți găsi pe cineva care să vă ajute să vă răspundă întrebărilor. Pentru că oricum viața trece repede. 25 de ani de căsătorie, v-ați gândit? Anul viitor. V-ați gândit că o să treacă așa de repede? Viața oricum trece repede. Știți, când suntem copii, chiar îmi spunea un păstor de aici din Turți, zice, eu sunt profesor la ora de religie și am adunat pe copii și la un moment dat copiii ziceau, băi, frate, Sorin, la 1, la 40 de ani, dacă moare ăla, deja și-o trăi viața. Corect. Și zicea, mă gândeam, eu am 39, săracul. Înseamnă că peste un an, dacă mor, nu mai e problem în ochii lor. Domnul i-a vorbit și el nu înțelegea. Și totdeauna trăim cu impresia că noi la 50 de ani o să ajungem peste 100 de ani, peste 1000 de ani, e atât de departe. Nu, viața este scurtă și provocările vieții vin peste fiecare. Eu cred că oamenii care sunt hotărâți să stea lângă Domnul au un sprijin. Și familiile care stau lângă Domnul au biruință în orice familie. Hai să te întreb, ca să nu fim așa chiar spirituali. Nu? Cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu și că viața cu Dumnezeu are rost și pentru pământ sau numai pentru veșnicie? Are rost și pentru pământ. Și aici, faptul că domnule, nu mergi la chefuri sau nu mergi la beții. Te bucuri altfel. Da? Te bucuri altfel. La facultate aveam un coleg, venea seara, dormeam în aceeași cameră. Ursule, tu habar n-ai ce-i fericirea. Și tot îmi băteam bat, că eu habar n-aveam ce-i fericirea. Știi? Și dimineața la cursuri, fericitule, nu mai venea fericitul, că m-am făcea semne să-i aduc apă, să-i aduc batista, să-i nu știu. Nici ce. În ziua examenilor nu era prea fericit. Mă gândeam, bă, oare asta e fericirea, să... Unii zic, dom'le, nu înțeleg cum ai așa o viață sau cum străiești așa viață. Da, depinde de valorile care le ai și până la urmă nu descoperim noi prima dată. Sunt alții care au descoperit înaintea noastră că adevărata fericire este să fii lângă Dumnezeu aici. Nu înseamnă o viață perfectă, dar înseamnă o viață trăită cu semnificație. Așa vă dorim vouă, așa le dorim copiilor voștri, așa vă dorim vouă în continuare să rămâneți sub binecuvântarea Domnului. Mulțumim! Încă o dată mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației. Domnul să vă binecuvinteze, să fiți în continuare o binecuvântare pentru mulți și lăsați pe Dumnezeu să vă binecuvinteze cum are El în planul Său. Știți că vă rog, cât sunteți voi de grăbiți când încheiați emisiunea? Spun asta pentru că dacă v-aș spune peste o lună de zile să vă rugați pentru Dana și pentru Beni, poate nu vă mai aduceți aminte de ei decât cei care le sunt prieteni, dar dacă în seara aceasta când se încheie emisiunea faceți o rugăciune pentru ei, pentru copiii lor, să-i binecuvinteze Domnul vis-a-vis de relația cu ei, vis-a-vis de relația de familie, de viitor, o să aveți bucuria că ați participat la ceva frumos. Și mereu vă spun, pentru că este important, să-mi aduc și eu aminte. Când Dumnezeu ne binecuvintează, trebuie să fim o binecuvântare pentru alții
Și o spun asta cu deplină bucurie și vă asigur că atunci când vă rugați pentru binecuvântarea altora, Dumnezeu nu va lua nimic de la voi să dăruiască altora. Are de unde să dăruiască din belșug tuturor. Un asemenea Dumnezeu merită cunoscut, iubit și slujit. Mulțumesc. Amin. Încă o dată. Amin.